Mind Architect Powered by Europa FM Susținut de Bilca Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani Dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă Bun găsit, sunteți la Mind Architect Powered by Europa FM Alături de mine este Paul Olteanu Trainer și coach, realizatorul celui mai ascultat podcast din România Mind Architect Salut, Paul! Salut, Astăzi tare. este timpul să vorbim despre vinovăție, da? E important să te simți vinovat? Că până acum le-am spus oamenilor că mai ușor cu... E important o distinție și distinția e următoarea. Noi în momentul în care vedem pe cineva făcând, și iar vorbesc un pic despre copilărie, că atunci să pune fundația vieții noastre psihologice, să scriu niște linii de cod mai profunde. Când vedem un copil făcând ceva ce nouă ni se pare că e în neregulă, putem să-i dăm două tipuri de feedback. Un feedback e ăla în care îi spunem, tata, nu e ok ce ai făcut. Nu e ok să faci asta, nu e ok să lovești cățelul, nu e ok să-ți lovești surioara, nu e ok să pe acolo. Și alta e să-i dăm feedback legat de cum e el ca persoană. Ești nesimțit, ești leneș, ești tămâios, ești habar n-am, tot folclorul. Feedback-ul care vizează comportamente, instalează sentimentul că eu ocazional fac lucruri în neregulă și dacă există consecințe, și aici e o notă de subsol importantă, deci dacă eu îmi pierd mingea sau îmi sparg mingea sau stric ceva, e foarte folositor să existe consecințe. Acum, vorbind în România, eu simt nevoia mereu să menționez consecințele niciodată nu înseamnă să lovești copilul sau să îl agresezi verbal. Înseamnă ți-ai spar mingea, nu primești alta o lună. Să înveți cum e să n-ai grijă de obiectele tale. Dacă eu pot să-i dau feedback legat de ce a făcut greșit, și există consecințe când copilul greșește, copilul poate să învețe să simtă că atunci când greșește e legitim să-i pară rău și să-și asume responsabilitatea. E ceva cu care devine familiar. Învață că, ok, am comis-o, există niște consecințe pe care le voi trăi, astea nu afectează relația mea cu mama sau cu tata, sunt pur și simplu niște consecințe legate de comportamente. De ce voie să-i spui că a greșit? absolut și nu doar că e voie, e necesar în unele momente pentru că în relația asta de în bucla de feedback dintre părinți și copii, așa construim modelul copilului despre realitate. Noi avem discernământul în prima perioadă a vieții lui sau al ei să-l ajutăm să înțeleagă ce e ok și ce nu, ce e acceptabil și ce nu, ce e potrivit și ce nu. Dar ce subliniez eu foarte important din ce discutăm acum e că trebuie să dăm feedback legat de comportamente, nu legat de cum e el ca persoană. Momentul în care începem să-i spunem, ești nesimțit, nu-ți pasă, ești bătut în cap, tu nu ești bun la matematică, asta nu e pentru tine, noi începem să instalăm niște convingeri care nu mai adresează comportamente, adresează identitatea lui. Și acolo începem să erodăm stima de sine, că tot am vorbit noi în alt episod și despre ideea asta de stima de sine, iar lucrul ăsta are consecințe nasoale pe termen lung, pentru că în momentul ăla eu ce învăț să gândesc este că e ceva fundamental în neregulă cu mine. Nu mai e un comportament pe care eu pot să-l adresez, să-l corectez, să-l editez. E vorba despre cum sunt eu ca persoană. Și eu... asta se duce mult timp în ani? Adică dacă... Foarte mult timp, pentru că memoria noastră emoțională e evergreen, adică nu dispare niciodată. De asta oamenii uită ce le-ai spus, dar nu uită niciodată cum i-ai făcut să se simtă. Eu pot lejer să-ți spun de care profesor din liceu mi-era drag și de care mă simțeam apropiat emoțional și de care nu, dar nu mai știu să spun ce am învățat de la fiecare dintre ei concret, să-ți numesc concepte, lecții sau altceva. Aha, foarte interesant și eu mi-aduc aminte la fel. Da. La fel cum și legat de, nu știu, participanți de la cursuri sau țări sau lucruri. Nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat, dar țin minte cum am simțit. Asta nu dispare niciodată. Memoria asta emoțională, care se cheamă în neuroștiință memorie implicită, ea e activă din ultimul trimestru de sarcină și ce se întipărește acolo nu dispare niciodată. Să poate edita, rescrie, corecta, dar nu dispare. Și atunci, distinția fundamentală în ce vorbim noi acum este între a te simți vinovat pentru ce ai făcut greșit, ceea ce nu doar că e util, e sănătos, să înveți să trăiești vinovăție, de altfel vinovăție e o emoție care ne și diferențiază de psihopați psihopații care să nască o disfuncție cerebrală, psihopatia are o componentă genetică pe lângă una de mediu, îi împiedică să trăiască vinovăție, rușine, regret, lucruri din registrul ăsta care te ajută să nu faci orice strece prin cap. Emoția negativă e o frână foarte sănătoasă pentru comportamente prosociale, să te porți corect într-un colectiv. Psihopații n-au emoțiile astea implicit de a să pot purta ruthless, fără scrupule vorbim de vinovăție. Componenta greșită din perspectivă psihologică este să rușinezi pe cineva. Să Asta spui... ce înseamnă? Asta înseamnă să-i dai feedback legat de cum e ca persoană. Bun, și atunci avem că se întâmplă, vine da. cu o notă proastă. Venim cu o notă proastă, îi spui, ok, trebuie să faci mai bine, nu că ești nepriceput, nu exact, în competiție cu alții. Exact. Dar când este om mare, că și aici e o discuție. Cum faci să îi spunem unui om mare în companii, acolo uh -huh. unde lucrăm, uh -huh. că se și greșește, dar știi cum se spune asta, fără să-i rănești sentimentele? În primul rând, diferența fundamentală între adulți și copii, vorbim înainte, respectiv după 25 de ani, este că după 25 de ani, partea din creier care are capacitate de reglare emoțională, discernământ, inhibiție, ce numim noi în episoade călăreț. Respectiv, cortexul prefrontal e maturizat. Deci, unui adult, când îi spui omule, mă dezamăgește ce ai lucrat azi și aveam nevoie să fie diferit, are o capacitate mult mai bună de a-și da seama că vorbești de un moment specific în timp și spațiu, de o sarcină anume, decât când îi spui unui copil, ești o dezamăgire pentru mine. Unde acolo, mie mi-e foarte greu să înțeleg că tata a avut o zi proastă, era stresat, asta plus performanța mea mediocră l-a făcut să spună asta. Când ești copil nu poți să gândești așa. Pentru că discernământul e într-o mare dezvoltare. Călărețul, partea asta din creier care te ajută să localizezi în timp și spațiu, să spui, ok, eu nu sunt urât în general. Pe mine nu m-a plăcut Cătălina, în clasa 5 -a. Asta poți în viața adultă. Când ești copil, dacă trăiești feedback adresat ca persoană, nu comportamentelor tale, ți să scriu convingeri identitar. Eu nu sunt bun la matematică. Uite, eu mi-aduc aminte per se chestia asta. Eu în 1-4 am luat numai note mari la toate materiile. Bunica mea e învățătoare și, mă rog, m-a păstorit în anii. În clasa 5 -a, prima mea notă la matematică, de am și reținut a fost 7. Ceea ce eu nu luasem în viața mea la matematică până atunci, iar profesoara, în toată școala, dintre a 5-a, a 8 -a, cât am avut-o pe doamna asta, o vorbă de bine, nu mi-a zis, în schimb, era, uite, cu tare are minte de matematician. Nimeni nu are minte de matematician sau are minte de matematician. Asta e ceva cultivabil. Dacă investești destul efort în a cultiva un anume tip de a gândi, poți să faci performanță la orice. Sunt o grămadă de cercetări în zona asta. E, de exemplu, studiu de caz al unui uh, tip, uh, unui maghiar, cred că îl chema Polgar cumva, dar nu mai țin minte celălalt nume, care s-a hotărât o să facă copii care vor deveni campion mondial la ceva. Și el a dat anunț la ziar în care căuta o soție dispusă să facă cu el un experiment social. E poveste pe bune. Și a găsit o femeie dispusă să facă experimentul ăsta cu el și au avut trei fete la distanță de doi ani. Toate fetele, el și-a propus să le facă campioane naționale, preferabil mondiale, la ceva. Și s-a gândit ce anume aș putea eu să aleg ca să fie... Uh, cum să zic, incontestabil că e ceva construit, nu e natură, nu e, cum să zic, avantaj genetic. Și s-a hotărât să le facă campioane la șah. Și a reușit? Că, da, toate trei. Au devenit campioane naționale, una sau două din ele mondiale și una olimpică. Toate sunt grand masters, sunt nu știu care e denumirea în română, mare maestru, da, sau mare maestru, cum se numește da. la șah. Și el a aprobat chestia asta că cu suficientă practică deliberată, adică dacă depui destul efort și efortul la trebuie făcut într-un anume fel, cum am vorbit noi la episodul despre performanță, focus pe proces, nu doar pe rezultatul final, poți să faci super performanță. E povestea lui Agassi, de exemplu, care taie că sunt de la școală și ăsta treia să lovească o mie de mingi în fiecare zi și, cu racheta, lui Stefi, graf. și a devenit campion a numărul 1 ATP la un anumit moment dat. Deci, ideea aici e că în momentul în care cineva performează slab, dacă îi dai feedback legat de comportament, nu legat de cum e ca persoană, îți crești probabilitatea să nu știrbești stima de sine, să-l ajut să învețe că trebuie să spară rău când performezi aiurea sau când faci greșeli, dar nu că ești greșit ca persoană și instalezi sentimente de vinovăție, nu de rușine. Aș mai adăuga ceva aici, Paul Olteanu, și anume, ați cere scuze. Cât de importantă e asta? Deci cel mai simplu mod, dacă suntem profesori sau părinți, în care putem învăța un copil că este legitim să-i pară rău când greșește, este dacă atunci când noi greșim față de respectivul copil, ne ducem și ne cerem scuze. Pentru că copiii învață extrem de mult prin repetiție și asociere, mimetic. Deci, deci dacă atunci, eu îi spun fiului meu tată, că, că și eu am greșit în anumite situații, îmi cer scuze? Mă duc la el, tată, îmi pare rău că am ridicat tonul la tine, nu e vina ta, eram obosit... Îmi cer scuze că am vorbit așa cu tine, nu e vina așa. Nu-ți asta autoritatea? E tocmai asta e treaba. Dacă noi ne imaginăm că relațiile pot funcționa exclusiv pe criterii de autoritate, e o filozofie. Dar relația părinte-copil e fundamentată în atașament, în calitatea relației. Ce face un copil disponibil la a fi ghidat de părinte, nu e autoritatea, e atașamentul. E cât de drag îmi e de tine, tată, și cât de mult îmi doresc să-ți fac pe plac. Cu cât folosesc mai multă autoritate coercitivă, cu atât eu o să-ți fac pe plac, de frică, și că n-am de ales. Care e fix povestea copiilor care la 18 ani, când reușesc să desprindă de cui, fug în celălalt capăt al țării sau în altă țară, și s-a terminat cu pârghile de control. Dacă, în schimb, copilul făcea ce-ți doreai pentru că își dorea să te mulțumească, și asta e calea sănătoasă și peste 20 de ani de când nu mai e copil și a devenit adult, dacă relația de atașament e trainică, el în continuare își va dori să aibă input, perspective, ghidaj sau măcar o părere de la tatălui. Iar asta nu e părerea mea, este părerea unui medic și a unui psiholog specializat în dezvoltarea copiilor care au și scris o carte faină împreună, se cheamă Hold on to your kids, nu știu cum au tradus-o în română, sigur nu i-au zis ținte bine de copii, dar cam asta ar fi ideea. Și uh, autorii sunt Gabor Mate, care e medic, și Gordon Neufeld, care e psiholog specializat în dezvoltarea copiilor. Îmi place mult lucrul ăsta pe care mi l-ai spus astăzi. Nu uitați, episoadele anterioare le găsiți pe Facebook sau în podcastul nostru lumea Europa FM. Neuroștiința la clasă.ru este site-ul care vă oferă aceste informații și pe care chiar le puteți duce la clasă dacă sunteți profesori. Proiectul Mind Architect. Paul Olteanu, mulțumesc pentru discuția de astăzi. Cu cel Săptămâna mai mare. viitoare e o discuție despre care am putea face un sezon. Vorbim despre social media, dar oh, un, pic de abia răbdare, așteptăm. un pic de răbdare vă doresc. Ne auzim săptămâna viitoare. Spor la treabă! Mind Architect. Powered by Europa FM susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani, acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.